Independent, Ioan Cervo, domnul senator Iovescu, a fiecare dintre dumneavoastră, după cum știți ieri, am unit țărâna Regelobalu cu țărâna orașului, un moment important în viața orașului și am făcut acest lucru pentru că Regelobalu a meritat din plin acest lucru. Toți știm că misiunea pe care am avut de făcut pe acest pământ, Regelobalu a fost pe lumină. Toți știm că în umanitatea lui, Regelobalu a fost un om de mare caracter. Rămâgem și astăzi pentru faptul că a încercat și a reușit ceea ce puțini reușesc pentru drumul spre succes. Nu e autostradă, e o potecă îngustă pe care ajung doar cei temerari. Cred că Regelobalu este cel care a deschis noi drumul. Unele petreceri bătătorite, cum a fost perioada de Rusia, când n-a avut trepte însă și era să pasă singur, cum a fost cazul celor din Spania, unde paletul nu era dezvoltat. Și cred că a devenit el o treaptă pentru fiecare dintre noi, o treaptă pe care alții pot să voce. E o melodie al lui Holograf care spune, bine am zis când se va sfârși, nimeni va ști oare când va fi. Toții știm că vine o zi în care lăsăm prieteni, lăsăm casa părintească, lăsăm tot ce am agonisit, pentru că atunci când ne-am născut, fiecare a venit cu pumnii strânși și am crezut că strângem în căușul palmelor cam tot ce este mai bun pe pământul acesta. Cu supare constatăm că atunci când plecăm cu mâini, palmele deschise și nu luăm nimic cu noi. Cred că viața lui Regelobalu ne obligă la a fi mândri că am fost contemporani cu el, mândri și de concitadin și asta este, credem noi, cel mai important. Cred că a fost o ungă de vis prin toată viața lui, Regelobalu, și un exemplu de urmat pentru cei care înțeleg ce semnează performanță. Tot ce am făcut și ieri și astăzi, eu datorez în primul rând lui Andrei, care a venit la mine ca să pune la punct această acțiune de ieri și de azi. Și le rog pe Andrei în continuare să vină lângă mine și să vă prezinte ceea ce este foarte important, ceea ce el a lucrat împreună cu prietenii lui, pentru că a dat suflare acestui omagiu de azi. Mulțumesc! Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc că ați venit, special prietenii lui Ger, colegii lui Ger. Vă mulțumesc, domnule Francis Borca, că ați venit, Francis Borca, primarul orașului Gorj, pe dumneavoastră, nu știu, posibil, o organizare excelentă, vreau să spun, și un răspuns, o reacție instantă, sunt emoționat. Ieri a fost o zi foarte emoționantă, a fost numarea lui Regelobalu la Cimitirul Ortodox, de pe strada Cetului. Mulțumesc că prea am dat pe protocol, la Încerbul. Mi-a făcut surpriza să fie prezent și corul coral de la Regelobalu și a fost foarte emoționant și a transmis. Și am văzut ieri fețe cunoscute și fețe care nu le cunosc și în special tineri. Și vreau să spun că sunt foarte fericit să văd că tinerii participă la asemenea evenimente de referință, pentru că ei sunt care duc mai departe această energie acest nucleului. Și sunt foarte fericit să văd cum noi, rugojeni,
bănățeni și români, în special, cum noi respectăm tradițiile și persoanele culturale și nu le lăsăm uitării. Și tot din această necesitate s-a și făcut filmul care vă prezent astăzi, cu privilegiul acesta, Mazul adus de Barbu, 2006 a fost filmat și am plăcerea să fiu publicat aici, prezentat și sper să aveți o vizionare plăcută și să vă placă și să vă închideți pe telefoane în mobilă, vă rog. Vă mulțumesc frumos! Și mâinile, să fie expresive și sensibile ca mâna. Să știi să un picior poate să prinde, cum prinzi tu o furculiță cu mâna. Și atunci când tu simți că acest corp l-ai deja dominat și te ascultă, atunci poți să spui că ești un dansator sau dansatoare. Înseamnă că trebuie să fii un perfect dansator clasic. Asta e foarte greu, să fii un perfect dansator clasic. E foarte greu. Și e mari sacrificii. Dar trebuie să fii un dansator care știe să facă game, ca la pian, game, arpegii, și atunci poți dansa și hip-hop, și funky, toate astea noi, care tineretul de astăzi este așa de entuziasmat cu aceste noi stiluri. Foarte zdârciți cu tipurile astea onorifice și mai ales pentru persoanele care nu s-au născut acolo. Deci, pentru mine a fost anul acesta în luna mai. A fost o deosebită zi când a fost anunțat de către guvernul autonomic din Canale că am fost numit cetățean de onoare a acestor insule care se numesc insulele fericite.
Gheorghe cu mine a fost un mare om, un mare român, care de mai mulți ani nu mai dintre noi, profesor universitar, Alexandru Ciolănescu, marele istoric, care a scris istoria insulele Canare și în Spania a lucrat foarte mult, toată viața, jumătate din viața lui a trăit acolo. Deci el a fost numit post-morte cu acest mare titlu care este o onoare pentru noi și pentru că normal să vrea acest titlu celor ce s-au născut acolo. Și așa cum am primit eu înainte cu 10 ani, titlul de fiu adoptiv al orașului Las Palmas, de Gran Canaria, în mâna regelui Juan Carlos al Spaniei. Dar acum asta a fost și mai, m-a emoționat foarte mult pentru că sunt toate insule. Adică m-am făcut această mare distinție și onoare pentru mine. Cei care cunosc și știu ce este scena unui teatru,
să simți aceste senzații când ești în scenă și când domini publicul și acest contact cu publicul. Era ca femeie, era Maia Plisețcaia. Foarte bună prietena mea, de înainte cu 45 de ani, a fost la mine la Scalmas, când am plinit 50 de ani, am plinit la mine. O femeie extraordinară, o consider ca cea mai mare balerină a lumii. Nimeni n-a lansat ca ea. Și acum pot să spun iarăși cu mândrie că actuala balerină a lumii este românca noastră, Adina Cojocaru. Eu viu acum în țara mea, de acolo de departe unde locuiesc, în insulele Canare, care este refugiul meu spiritual, unde eu m-am regăsit pe mine în timpul largului exilii pe care am trecut și unde viața mea parcurge, unde eu am activitatea mea artistică, de unde se ramifică toate ieșirile mele în cursuri internaționale, în stage-uri, în turnee. Eu am rădăcinile, rădăcinile mele vin de aici, din Bugos, adică din România. Aici am urmesc rădăcinile, aici am păstit eu fructul rădăcinile. Da, fructele, caricelele mele sunt europene, universale, dar pământul care m-a născut pe mine, împreună cu mama mea, aici. Așa că asta este motivul, asta e motivul și dragostea asta, să ce-o simt eu față de țara asta, față de toate, toți prietenii mei, toată familia mea și de care nu mă poate despărți nimeni decât moartea. Și când mor, atunci tot aici voi fi alături de cei dragi mei. Thank you.
aceste momente emoționante în care am reauzit vocea lui Jeroboaiu și am revăzut clipe pe care le-a petrecut la Rogoș, clipe în care am vorbit despre Rogoș și despre anii petrecuți în străinătate, la Las Palmas. Este destul de greu să vorbim, dar se cuvine totuși să articulăm logic și cât mai evident amintiri pe care le avem despre Jeroboaiu și să încercăm să creăm acel omagiu pe care ni l-am dorit în ultimele zile și care a culminat cu înmormântarea de ieri. Pentru acest moment avem alături de noi pe balerinul, maestrul coregraf Francis Valcai. Este personalitatea cea mai apropiată de Gelu astăzi, aici la noi, îl invit. I-a fost primul elev, student, a fost o relație fundamentală, profesională și emoțională. Să-l rog să îi facă un scurt portret și să ne apropie de ceea ce a cunoscut aproape de Jeroboaiu în urmă cu mai multe decenii. Doamnelor și domnilor, excelențe, dați-mi voie să mă întorc în timp cu vreo 60 de ani, în anul 1956, când a fost elev la Liceul de Coreografie din București, în niște ani foarte grei, foarte săraci. Eu, fiind timișorean, fiind bănățean convins, ajuns într-o lume total străină pentru mine, într-o lume care, de care nu m-am putut apropia, poate nici astăzi. De asta, nu sunt la București, sunt departe de ei, adică la Timișoara. În 1956 am avut șansa să-l întâlnesc pe Jeroboaiu. Am avut șansa într-un moment în care situația mea școlară, datorită psihicului meu căzut și a mentalului meu aproape de pământ, era să fiu exmatriculat pentru incapacitatea de a învăța dans. Și a venit atunci acest om care a schimbat media mea într-o medie de trecere. Și a spus, lăsați-l pe acest copil, eu având 16 ani, încă un an de zile. În acel an s-a petrecut minunea în care, aș putea să spun chiar, că mi-a schimbat viața. Jeroboaiu, pentru mine, atunci, a fost acel miracol care mi-a deschis ochii și m-a învățat să urc treptele operei din București. Trepte pe care atunci, ca și acum de altfel, le-am urcat și le-aș urca în genunchi. A fost o instituție de cultură, după sistemul sovietic, poate singurul lucru bun pe care l-au adus rușii sau sovietici atunci în România, arta, dar în mod special coreografia și în mod special dansul. Și atunci s-au făcut primele mari spectacole de balet la București, iar Jeroboaiu m-a luat de mână și m-a introdus în acea lume mirifică în care am fost prima dată figurant în marele spectacole de balet, datorită lui. A făcut figurație în baletul Macul Roșu, a făcut figurație, apoi am dansat datorită lui în baletul la Fântâna din Bacisărai. Și datorită lui am cunoscut pe marii Ineliciu, Pușani Culescu, Valentina Masini, Simona Ștefănescu, Gabriel Popescu,
Gheorghe Cotorvelea, Eugen Mărcui, cu care, după care foarte mulți ani am devenit prieteni și colegi. A urmat venirea mea la Timișoara, în care Gelu mi-a scris pe o fotografie așa: să-ți respecti meseria și vei vedea că te va respecta și ea pe tine. Așa a fost. Au fost ani foarte grei de muncă, dar cu gândul la aceste cuvinte ale lui și cu gândul că sunt chiar un elev care nu am voie să fac de râs numele de Gelu Barbu, am contribuit cât s-a putut la politica repertorială a baletului din Timișoara. El mi-a oferit indirect cele mai frumoase cadouri pe care meseria asta mi le-a dat. Eu consider că fiecare premieră, fiecare eveniment, fiecare turneu, fiecare drum pe care meseria asta mi-a oferit-o au fost cadouri în sensibilitatea, în convingerea și în seriozitatea cu care am îmbrățișat această meserie. Păstrez lui Gelu Barbu convingerea că trebuie să fii curat în ceea ce faci. Trebuie să fii convins că o sinceritate față de meserie este poate fatală. Îi datorez lui Gelu Barbu numele pe care l-am câștigat. Îi datorez lui Gelu Barbu că am cunoscut lumea, am umblat în lume și am cunoscut foarte multe lume. Pentru asta, astăzi, dar și în veci, rog pe Bunul Dumnezeu să-L odihnească în pace. Rog pe Bunul Dumnezeu să-I păstreze liniștea, sensibilitatea și bunătatea pe care El mi-a dăruit-o mie. Dumnezeu să-L odihnească în pace. Mulțumesc! La evocare și pentru robustețea cu care ne-a împărtășit astăzi despre cele mai importante momente pe care le-a trăit alături de maestrul coregraf Gelu Barbu. Și cred că... Sunt în fața casei strămoșești, de la Lugoj, pe strada care a fost să cheamă Filaret Barbu, construită de străbunicul nostru, Lazar Hazi Barbu. În această casă s-a născut bunicul nostru, Iosif, s-a născut tata, s-a născut sora mea, Viviana Barbu, și eu. N-am mai apărut în scenă, pentru că e o vârstă oarecare și atunci, însă este în Tristan și Izolda, este un rol foarte interesant al regelui Marche, care este martorul acestei tragedii. Aici mi s-a spus de prietenul meu de la Asociația Wagneriană din Insulele Canare, mi s-a propus, zice, Gelu, ar fi nevoie să apar și tu cu mișcări lente, expresive, mâini, față. Și așa m-am decis să apar din nou, 8 ani de zile, în scenă și asta mi-a plăcut foarte mult. Și sper acum să găsesc alt personajul în o altă operă de vagă, nu știu dacă Parțifal sau Lohengrin, depinde. Dar trebuie să găsesc ceva, pentru că
am simțit din nou acest viciu al scenei care te cheamă și este un miraj, este un ceva foarte fascinant pentru cei care cunosc și știu ce este scena unui teatru, să simți aceste senzații când ieși în scenă și când domini publicul și acest contact cu publicul. Era, ca femeie, era Maia Plisețcaia. Foarte bună prietena mea, de înainte cu 45 de ani, a fost la mine la Stalmas, când am primit 50 de ani, am primit la mine, o femeie extraordinară. O consider ca cea mai mare balerină a lumii. Nimeni l-a lansat ca ea. Și acum pot să spun iarăși cu mândrie că actuala balerină a lumii este românca noastră, Adina Cojocaru. Eu fiu acum în țara mea, de acolo de departe unde locuiesc, în insulele Canare, care este refugiul meu spiritual, unde eu m-am regăsit pe mine în timpul largului exilului prin care am trecut și unde viața mea parcurge, unde eu am activitatea mea artistică, de unde se ramifică toate ieșirile mele în cursuri internaționale, în stage-uri, în turnee. Eu am rădăcinile, rădăcinile mele vin de aici, din Ungoș, adică din România. Aici am vorbit cu rădăcinile, de aici am născut tot, sub rădăcinile. Da, rupele, rădăcinile mele sunt de române, universale, dar pământul care m-a născut pe mine, împreună cu mama mea și cu tatăl meu, sunt aici. Așa că asta este motivul, ăsta e motivul și dragostea față ce o simt eu, față de țara asta, față de toate, toți prietenii mei, toată familia mea și de care nu mă poate despărți nimeni decât moartea. Și când mor, atunci tot aici voi fi, alături de cei dragi mie.
vom spune care este imaginea noastră, ce ne-a rămas în minte și în suflet, din lumina, din armonia, din grația pe care ați văzut-o și în film, cu care exista în fiecare clip a vieții sale. Luminița Valner Băgurescu a fost mulți ani directorul Muzeului de Istorie. Mi-a privilegiat o primă întâlnire în anul 90, când am putut să iau un interviu, chiar în 90. O rog să spună câteva cuvinte despre întâlnirile pe care le-a avut cu Gelu Barbu și despre felul în care venirile an de an ale lui Gelu Barbu la Lugoj ne-au ritmat existența și ne-au pus sufletele pe o orbită europeană a artei. Luminița. Îi mulțumesc Simonei pentru că mi-a dat cuvântul. Și în același timp îi mulțumesc și pentru surpriza pe care mi-a făcut-o, anunțându-mă aici că trebuie să spun câteva cuvinte despre Gelu Barbu, pentru că până în acest moment nu știam. Oricum, mă bucur că pot să-l aduc și eu din amintiri înaintea dumneavoastră, pentru că Gelu a fost un om extraordinar de sincer, a fost un om foarte deschis. Cred că n-a cunoscut niciodată cuvântul aroganță și oricine s-a apropiat de el a dat senzația că îi se apropie un prieten. Ce mi-a plăcut cel mai mult în primele întâlniri cu Gelu Barbu este, deși cu toată diferența de vârstă dintre noi, de 20 de ani, nu chiar așa de mult, evocam amintiri despre Timiș, despre copilăria petrecută pe malul Timișului, pentru că Timișul a fost întotdeauna pentru Lugoj un simbol, un simbol pentru mai multe generații, generații care făceau plajă și se bucurau de malurile Timișului și ar trebui să-și permită și astăzi să facă acest lucru, dacă municipalitatea va face ceva pentru aceste maluri ale Timișului, pe care lugojenii și astăzi se mai duc, dar fără să mai aibă aceea nostalgie de odinioară, când era nisip, manurile erau curate și se înfilipau prietenii. Dar vreau să revin la Gelu Barbu. L-am cunoscut după anul 1990, dar am avut senzația că ne cunoaștem dintotdeauna. Și astăzi, când am vizionat acest film, am avut senzația că Gelu Barbu este lângă mine și continuă să-mi povestească. Și am rămas cu sentimentul că prin film și prin toată viața lui, Gelu Barbu o să rămână peste timp. Împreună cu el am organizat aici, la Lugoj, câteva simpozioane, am organizat expoziții și văzând precaritatea materialului documentar pe care îl avea muzeul în privința lui ca să facă expozițiile respective, Gelu Barbu, cu proxima ocazie când a venit în Lugoj, ne-a adus câteva obiecte tridimensionale, ne-a adus fotografii și vom primi și în viitor, așa cum ne-a promis familia, obiecte care să ne aducă aminte sau să rămână aici la Lugoj, orașul în care el s-a născut și căruia i-a adus faima în întreaga lume. Aceste obiecte dumneavoastră le puteți admira în mica expoziție de la intrarea în cinematograf. Gelu a scos o carte și, sau despre Gelu s-a scris o carte pe care am avut plăcerea să-i o prezint, Ritmul sentimentelor, care reconstituie întreaga viață. Cred că pentru fiecare dintre dumneavoastră ar fi interesantă să o citiți, să o răsfăiți, să vedeți drumul unui om care la un moment dat să-și poate exercita meseria liber, pentru că el a fost un om liber, a trăit liber, a dansat liber, a fost silit să fugă din această țară. Și momentul plin de peripeții este descris în acea carte. Nu vi-l spun pentru că vreau să vă fac curioși să citiți cartea.
a ajuns în lumea liberă, așa cum știți și dumneavoastră, pe o scene, o serie de scene ale lumii, a reușit să se impună prin balet și la sfârșit, așa cum el singur spunea, de fapt nu la sfârșit, dar a fost silit să se mute în insulele Canare, să se stabilească acolo, datorită unui reumatism și datorită faptului că el avea nevoie de foarte multă căldură pentru a-și menține forma fizică. Și atunci s-a dus acolo și a făcut acea școală de balet, care l-a făcut în același timp cetățean adoptiv al insulelor Canare. Și iată că putem spune și probabil că și se va spune peste timp că Gelu Barbu are două patrii, una sau două orașe care și-l vor revendica deopotrivă. Orașul Lugoj, care are marele privilegiu de a-l adăposti în continuare, pentru că urna lui funerară se odihnește în cimitirul orașului, și orașul Las Palmas, unde al cărui fiu adoptiv va rămâne pentru totdeauna. Vă mulțumesc! Momente în care să-l evocăm și cu siguranță sunt puncte de suspensie, informații pe care nu le-am dat la timp, îmi cer scuze, nu am anunțat-o personal pe Luminița, dar eram convinsă că amintirile ei sunt la fel de vii cum sunt amintirile mele. Și pentru că de reprezentanții Muzeului de Istorie, de domnul Răzvan Pinca, de doamna Daciana și de Angela. Pentru noi, cei care am văzut atunci expoziția, sigur că aceste obiecte sunt încărcate de emoție. Pentru cei care au văzut pentru prima dată poantele și câteva semne ale trecerii lui Gelu, sunt niște elemente de meditație pentru viitor. Ne-am gândit că în ceea ce privește vorbirea despre memoria lui Gelu, o să amintesc eu că de câte ori venea la Lugoj, venea în casa Maia Dobrin, că întâlnirile cu Maia Dobrin și Monica și Anca sunt neprețuite pentru noi cei care am avut parte de ele și așa cum spunea Luminița, Timișul era teatrul, Timișul și Dealul Viilor erau subiectele predilecte legate de aceste amintiri. Acum consider că o următoare poziție, luare de cuvânt, s-ar potrivi să fie cea domnului profesor Stan, este aici, muzicolog. Doctor în muzicologie și este o personalitate care a consemnat de-a lungul anilor o sumă de evenimente legate de istoria muzicienilor care au provenit din acest loc. Distinse familii Barbu, Dobrin, stimați invitați, n-am avut șansa să-l cunosc personal decât episodic, pentru foarte puține momente, pe Gelu Barbu. Am avut privilegiul să-l urmăresc în anii 90, dansând pe scena teatrului nostru, și de aceea m-am gândit să vă ofer foarte pe scurt câteva secvențe din ceea ce înseamnă spiritualitatea bănățeană, sufletul lugojan, de-a lungul timpului, în special în perioada în care Gelu Barbu a crescut și s-a format în anii tinereții sale. Lugojul, orașul celor trei glariuri, cum era denumit în trecut, patria corurilor,
Aproape fiecare entitate lingvistică și confesională avea propriul cod, capitală culturală a românilor bănățeni, nu a Banatului, a românilor bănățeni. Aici la Lucruș era concentrată inteligența românească, pleiada marilor avocați români, inclusiv cei care pledaseră în răsunătorul proces al memorandului. Acest Lugoj al nostru a conferit o notă de o unică specificitate toposului cultural românesc. Într-un exces de sentimentalism și patriotism local specific nou lugoșenilor făloși, Filaret Barbu, tatăl celui pe care îl omagiem astăzi, închina în presa locală un omagiu marilor interpreți vocali care au dus faima Lugojului dincolo de fruntarile sale. Și citez, spicuiesc. Spune Filaret Barbu, aș vrea să știu care oraș afară de Napoli s-ar putea lăuda cu ce ne lăudăm noi. Iată cântăreții de opere pe care ne-a dat Lugojul până acum. Și enumere doar o parte din multele mari nume ale artei lirice lugojene naționale, chiar europene. Traian Brozăvescu, Malvine, Sternheim, Stereni, un nume uitat astăzi, Victor Madincea, contemporan și coleg cu Brozăvescu la Staatsoper din Viena, Oscar Kalman Kirchner, un nume iarăși puțin cunoscut, solist la Opera Regală de Budapesta, interpretul preferat al lui Bela Bartok, George Dupont, Francis Balog, Carol Neumann, Titus Solariu, solist la Dresda, Constantin Ursulescu și mai nou, spune Filaret Barbu, Virginia Șepețean, o soprană care a cântat la Scala di Milano, un nume foarte puțin cunoscut. Și încheie Filaret Barbu, nu mai amintesc de cei jurul Lugojului ca Ana Roja Vasiliu, Laurean Nicorescu, etc. Referindu-se la românii bănățeni, într-o încercare de a defini trăsăturile lor comportamentale și sufletești fundamentale, istoricul Șanu Moroschi scria, citez, este un popor strâns legat de naționalitatea, religia și limba sa, ospitalier, ascultător și respectuos față de legi, la care vorba bună prețuiește mai mult decât forța. Conservatismul românilor din Timiș și, în general, al românilor din Ungaria de Sud, mai bine s-ar putea caracteriza în modul următor. Românul iartă pe femeia decăzută, el aprinde lumânare și pentru mântuirea sufletească a celui ce a murit nespânzărătoare, își ridică pălăria și în fața sinagogii, dar niciodată nu-l iartă pe cel ce și-a părăsit nația, religia sau numele. Tiberiu Medicianu sugera existența unor virtuți naturale miraculoase ale Banatului, care o determinează în scrierea unui topos cultural sui generis. Citesc din Medicianu. Banatul a fost în trecute vremuri și a rămas până ziua de azi un loc binecuvântat al cântecului. Nu știm dacă situația geografică sau dacă clima a influențat atât de favorabil vocea și, în general, predispoziția muzicală a populației din partea locului, sau că, în această privință, bănățenii, în comparație cu frații lor din alte ținuturi, s-au bucurat de o mai norocoasă și mai bogată moștenire de la înaintașii lor, am încă agitată. Lucian Blaga, care se rugea cu alianță cu mare familie lugojene, o să revin la final, descifra înțelesurile tainicele ale unui topos cultural sui generis, opulent în manifestări muzicale și coregrafice cu inedite reflexe baroce. Citesc din Blaga. Solul mănos, belșugul de pâine și vin, un temperament cu multă conștiință de sine, s-au întâlnit pentru a crea, sub inspirația continuă a unui minunat peisaj, o floră culturală de o bogăție barocă. Filaret Barbu, autorul operetei Ana Lugojana, în paranteză, pusă recent în scenă cu mare succes la Cluj, după mai mulți ani, iată că Filaret Barbu devine actual și gustat de publicul meloman contemporan. Se rodea cu mare familie lugojene, cu bredicenii, printr-un ascendent, Gheorghe Barbu, căsătorit cu Mața Bredicianu, cu familia Vlad, prin unchiul său, doctorul Petru Barbu, director al Institutului Teologic din Caransebeș, căsătorit cu Lucia Vlad, una din surorile lui Victor Vlad de la Marina, și chiar cu Traian Vuia, printr-o ascendentă, Iuliana Barbu, căsătorită cu Nicolae Vuia, din comuna Jena, unchiul pionierului aviației mondiale. Prin Cornelia Bredicianu Rădulescu, mătușa Luciei Barbu Vlad, mama Corneliei Blaga. Filaret Barbu avea afinități familiale prin alianță și cu Lucian Blaga.
bunica doamnei inginer Maia Dobrin, este, ne bucurăm să o avem printre noi, Elena Dobrin Rădulescu, fiica lui Constantin Rădulescu, era o descendentă a marii familii Rădulescu. Iuliana Bredicianu, mama lui Corelean Bredicianu, născută Popovici, era mătușa lui Aurel C. Popovici. Am pomenit de Constantin Rădulescu, inginer și avocat, fost primar, dacă nu mă înșel, în trei legislaturi al Gorjului. Avea o soră, Elena, căsătorită cu Trifu Șepețean, figura legendară a muzicii corale românești. Iată câte alianțe. Rezultă legături de rudenie între familiile Rădulescu, Vlad Bredicianu, Barbu, Dobrin, Șepețean, Vuia, Ace Popovici, adevărate clanuri care au format marele trib al Gojului, care s-a războit între ghilimele pașnic de-a lungul secolelor, prin versul dulcilor cazanii și acordurile strunelor orficei lile. Și în încheiere îmi exprim omagiul pentru Gelu Barbu, omagiul meu personal ca membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România. Din păcate, nu cred că există un confrate de la meu din Timișoara, în Lugoj nu mai există un alt membru, în Caraș există unul singur. Îmi exprim, deci, omagiul meu personal pe care îl închid lui Gelu Barbu, fiu al, am zis eu, inexpugnabilei cetății al Lugojului, unul din cei mai titrați balerini și coregrafi din istoria muzicii românești, distins cu cele mai înalte onoruri și lauri din partea unor state, instituții și așezăminte culturale, un demn vlăstar al vechii și marii familii Barbu. Alături de Caransebeșanul Vasile Ijac, autorul baletului pantomimă Ivan Turbincă, și Zeno Vancea, prin Priculiciul, una din capodoperele baletului românesc, în care a fost protagonist la premieră, Gelu Barbu a definit arta coregrafică românească, impunând-o în conștiința publicului meloman pe scene din importante centre culturale europene. O personalitate de top arte coregrafice internaționale, care a străbătut cu demnitate ultimii ani ai așa numitului obsedant deceniu, când a ales calea amară a exilului, asumându-și imense sacrificii de ordin familial, păstrându-și verticalitatea morală și intransigența artistică și intelectuală. Fie în veci cinstită memoria sa, în mare panteon al spiritualității lucojene. Vă mulțumesc! Obligația de a modera această întâlnire și în acest moment schimb statutul de moderator cu cel de propunător al câteva idei și sentimente legate de memoria lui Gelu Barbu. S-a spus aici deja despre legătura dintre familiile lugojene, despre o dinastie culturală prezentă aici și a căror ramificații familiale se duce până la București pe de-o parte și în lumea întreagă pe de altă parte. Gelu Barbu a fost primul balerin român care a făcut pasul de ieșire dintr-o Românie dominată de comunism. La o școală fundamentală făcută în Rusia sovietică, dar o școală temeinică care a asigurat șansa de a fi prim balerin la Oslo, la München, de a fi o personalitate a baletului european. Acea decizie a însemnat, în ceea ce îl privește pe Gelu, două tipuri de asumare. Asumarea unui destin liber de artist și un destin împlinit în 10 de ani după aceea, anii postați de coregraf. Și pe de altă parte, aceea de a-și păstra coloana vertebrală neatinsă, de a-și manifesta libertatea, nu numai în artă, ci și în alte moduri de gândire. A fost un regalist, a fost decorat de doi regi, regele Olaf și de Juan Carlos. A fost o personalitate care de fiecare dată și-a exprimat cu multă delicatețe, dar și cu fermitate toate convingerile, venind cu argumente dacă mai era necesar. El respira dansul, chiar dacă era el cât se poate de departe de acest domeniu, prezența lui aducea grație în atmosfera în care se mișca.
în altă direcție a personalității sale, memoria a fost una dintre componentele care l-au ținut aproape de Lugoj și de România pe care n-a văzut-o după 1961 până în 1990. Pentru el a fost o mare durere să fie înmormântat tatăl său în 1984 și să nu poată participa. A rămas atât de marcat încât de fiecare dată când venea la Lugoj, primele drumuri și ultimele erau la cimitirul Hodos. În ceea ce mă privește, am avut șansa și continuă să fie o bucurie și o mirare în același timp că Mihai Bredicianu, Olguța Bredicianu, Gelu Barbu și-au dorit, după o viață petrecută în alte spații românești sau străine, să revină într-o formă la Lugoj și în cimitirul care este de fapt este un panteon. Pentru că a fost numit aici poetul și filozoful Lucian Blaga, mă amintesc de un text liric în care vorbea de obârșie și de izvor și își punea întrebarea: ce voi fi când mă întoarce la obârșie, la izvor? Fi voi nor atunci, fi voi dor? Cred că ieri am avut șansa, poate blocați de emoție cu glasul bibat de lacrimi, să ne dăm seama că gelul a venit și ca dor și ca nor. A fost o lumină extraordinară care ne-a învăluit în orele acelea petrecute alături de urma lui. Și de altfel, astăzi, prezența lui pe ecran, vocea lui, cum vă spuneam și am avut emoții aproape de nestăpânit în primele momente, ne-a arătat că prin film poate fi prezent. Andrei de mulți ani face tot ce știe să îl memoreze pe peliculă, să reia documente, să le aducă împreună, să aducă împreună pe oamenii pe care i-a cunoscut Gelu, pe profesioniștii pe care i-a întâlnit. Eu aș încheia momentul acesta pe care îl consider mai mult decât emoționant și în același timp neplăcut. Era o bucurie să faci pași de-a lungul Timișului sau pe tot cu Gelu și atunci, deși am vorbit de multe ori despre aceste momente, nu am știut că va reveni un gest când Gelu nu va mai fi fizic și că va trebui să spun ceva. Rotunjii doarecum o prezență care a fost extrem de vie pentru mine în ultimii 25 de ani de câte ori a venit la Lugoj. Cred că hotărârea lui nestrămutată de a fi aici arată că rădăcinile au fost extrem de puternice, că și-a tras de aici Seva și că tot ceea ce a realizat a fost cu o pornire dintr-un sol extrem de fertil. A ales libertatea și a ales-o cu enorm de mult curaj. Dar nu a uitat că această dorință de a reveni este una definitivă și cred că lumina pe care ne-a oferit-o în timpul vieții ne o va oferi și în anii care urmează. Pentru că el a avut o biografie pe coordonatele excepționale ale artei mondiale. Poate a fost unul dintre cei mai premiați și decorați balerini ai României. Și momentul în care președinția României a oferit Ordinul Steaua României în grad de cavaler, l-a pus, de fapt, în fruntea artiștilor balerini, care majoritatea i-au urmat gestul de a pleca din țară la acea dată și de a se remarca pe scenele mondiale. Au fost atunci prezenți de la Sergiu Ștefanski, la Magdalena Pompa, maestru Val, care cred că era atunci în sală. Nu cred că a fost o seară mai emoționantă decât aceea în care toți balerinii care au crescut pe scena operei din București, aproape că au salutat acea scenă și au mulțumit că au revenit într-un spațiu care i-a crescut. Ori din alt punct de vedere, Gelu revenind aici la noi, de fapt ne arată că trebuie să ne deschidem aripile, să
să mergem cât de departe putem și să aducem înapoi un dram din lumina pe care am putut să o avem alături de alte mari personalități. Deci cred că această revenire este una din nou exemplară și ordonatoare pentru sufletul nostru. Mesajul lui a fost nu doar artistic, ci un foarte profund mesaj spiritual. Domnul Vasile Bogdan, care este un mare realizator de televiziune, a avut invitați pe mulți dintre lucojeni în fața microfonului de radio și a platoului de televiziune. Un rezultat al acestor interviuri se află în filme și în cartea pe care am lansat-o în urmă cu o lună la Lugoj, în această sală. Este vorba de Lugojul în nesfârșirea clipei. Am să rog să vină, dar înainte de aceasta, doamna Maia Voronca și-a manifestat dorința de a ne spune și ea un cuvânt, după care te rog, Vasi Bogdan, să vii și tu. N-am să spun decât atât din punct de vedere spiritual. L-am cunoscut pe Celu Barbu în cadrul mai oficial la Teatrul Lirii din Craiova, dar personal l-am descoperit în casa familiei Dobrin, Maia Dobrin. Mulțumesc, Andrei, pentru că ne-ai făcut acest film. Cred că ați observat cu toții minunea, lumea de gânduri din privirile lui Celu Barbu. S-a observat foarte bine pe peliculă. O lume întreagă de gânduri și de sensibilități. Toți oamenii suntem o lume de gânduri, dar acest om a avut numai gânduri spiritualizate, numai gânduri de iubire. Țineți minte că a spus în film că totul se face, această meserie se face cu iubire. Fără iubire nu se poate. Și atunci am să spun doar atât, apropo de spiritul Ionului, Celu Barbu. În razele pure ale dimineții strălucește divinitatea lui, în iubirea pură față de toate ființele, radiază divinul din sufletul tău. Te vei odihni în divinitatea lumii, te vei regăsi pe tine în divinitatea lumii. Mulțumesc! Mă bucur că sunt aici pentru că împreună am împărtășit în fiecare an al venirii lui Celu clipe minunate în casa lor și este alături de noi Ivan Bloch, pe care îl vizitam atât la comunitate cât și la sinagogă, unde Filare Barbu a dirijat și corul de acolo. Și s-a împărtășit și Celu de spiritualitatea multicultural al Lugojului, care nu l-a părăsit nicio clipă. Tidiana Barbu, îți mulțumesc că ai fost alături de noi de fiecare dată și că de mult am fost împreună la părinții voștri și că împreună cu Andrei ești alături de noi. Când încercăm să-i aducem un omagiu celui care a fost genul. Vasi Bogdan a avut enorm de multe șanse, l-am invitat cu prietenie pentru acele dialoguri pe care le-a avut în fața unor camere profesionale. Vă mărturisesc emoția în momentul în care m-am aflat aici, m-am aflat între emoțiile a două filme pe care le-am vizionat. Primul a fost acela realizat de Adriana ieri, care a prezentat moment cu moment acea ceremonie de suflet care s-a petrecut la cimitirul
fost antolog în dumneavoastră și cum l-apreciez și eu al spiritualității Lugojului, unde oameni de suflet au așezat un moment de mare sensibilitate. Bineînțeles, am și văzut câteva reacții foarte interesante în momentul în care s-au făcut în pușcăturile acelea când au trezărit oamenii în fața momentului. Pe de altă parte este acest film al lui Andrei, care este cu adevărat emoționant și care mi l-a adus înapoi în suflet pe Gelu. De fapt, Lugojul are o șansă și mă bucur că este aici și salut pe domnul primar, șansa aceasta integratoare. Oamenii de aici sunt apropiați, este o familie, este un loc binecuvântat în care spiritul nu trebuie să se caute pe spirit, ci se află în sine însuși. Și acesta pornește de la, din cele mai vechi timpuri. Eu am avut șansa că am mulți ani din aceștia în care am cunoscut Lugojul să frecventez o familie binecuvântată, care îi spun că este însă și istoria Lugojului încă vie, încă prezentă, încă activă aici. E vorba de minunatele surori Maia și Monica Dovrin, iată alături este și Titiana, sunt atâția oameni, nu vă pot pe toți nominaliza, dar mă simt foarte aproape de dumneavoastră, dar vorbim despre Gelu. Paradoxal, mă gândeam chiar acum, vizionând filmul și gândindu-mă la ceea ce a spus dumneavoastră, că de fapt cu Gelu am avut o relație ciudată. Îl simțeam foarte prezent, foarte viu, un om care se dăruia în fiecare moment ție, în acest dialog pe care bine voia să ți-l acorde, dar totodată rămânea undeva distant. El era acela, el era omul nemuritor, era steaua. Am trăit și trăiesc încă acest moment al acestei dedublări, pentru că de aceea îmi dau seama că de fapt nu, poate de supărat pe mine, nu trăiesc un moment de tristețe acum, ci trăiesc un moment de permanență. Așa l-am simțit pe Gelu, așa va rămâne, așa va fi întotdeauna. Gelu a fost al fiecăruia dintre noi și totuși a rămas el însuși. Ce înseamnă acest cuvânt mare, steaua? Stele pot fi, iată, avem șansa maestrului Volpe, că este aici, mai bine este o stea. Deci, aceste stele nemuritoare de operă, de balet, care se află undeva în această lume. După cum teatrul are moștri sacri, are și el cuvântul lui consacrat. Pentru că toate aceste categorii de adevărați creatori fug de acest cuvânt foarte la modă acum, vedetă. Vedetă care înseamnă inclusiv o prezentatoare de mediul la televiziune. Deci iată că la această oră a fi creator înseamnă a te și refugia într-o anumită categorie, în spatele unui cuvânt, pentru a putea să rămâi mai departe cu însuți. Gelu a fost un om care din prima clipă a acordat prietenia, din prima clipă era acolo lângă tine, dornic să-ți spună, dornic să se confeseze, dornic să... De aceea niciun moment în cei 6 ani pe care am petrecut verile împreună, zbogătirea familiei Dovrin, nici o clipă nu ne-am simțit despărțiți, că ar fi trecut un an, că ar mai fi trecut un an. Nu. Renodam acea prietenie a noastră, de parcă nu ar fi trecut timpul, dar poate eram mai înțelepți, poate eram dornici de a ne spune mai multe lucruri. Și de aceea, filmele pe care am făcut alături de el, tocmai asta vor să mărturisească. Să fie povestea unui prietenii, dar și povestea de stimul superb al unui om în traiectul unei existențe. Această carte despre Lugoj am scris-o pentru că eram prea plin de Lugoj. M-ați enervat, m-ați supărat, erați prea mulți și erați prea obositori pentru mine. Și doream să scap de voi. Și așa am reușit să scap. De fapt, am mai reușit și o carte despre Timișoara, am reușit și o carte despre Reșița, tocmai pentru ca să mă detajez de spații care m-au pus și continuă să fie foarte dragi. Lecția Lugojului este o lecție a funcționarea integrării, dar și a echilibrului, a găsirii frumosului în fiecare obiect, în fiecare lucru. Și în acest demers m-a ajutat foarte mult Gelu, care m-a arătat, m-a pus să pipăi pietre, m-a adus pe cele acelea ale finișului, care sunt plin de radioactivitate, mi le-a dărmit. Deci, pe de o parte, pe de altă parte, cartea în sine crește și mi-am dat seama cât de intuitiv am făcut acest lucru, că o bună parte din carte e, de fapt, dedicată lui Gelu, acea parte să fie pe final, pentru că Gelu este cel care, prin destinul lui, ridică acolo sus Lugojul, acolo unde îl merită, în spațiul acesta al
pământului, al universului, al întregii umanități. Și de aceea m-am bucurat foarte mult, domnul primar, prezenția voastră, dacă acceptați o mică, o modestă propunere, dar fiind faptul că nu a fost așezat, cum și-a dorit, în filmul meu și-a dorit acest lucru expres să fie așezat la picioarele părintelui său, poate găsiți o posibilitate ca în timpul viitor să așezați o placă comemorativă, o placă alături de piața de mormânt a părintelui său, pentru că numele lui Gelu Baru nu face decât să onoreze acest cimitir, acest oraș, acest Banat, această România, această Europa, această lume. Pentru că acum e marginalizat puțin de lume. Trebuie să-l cauți. Pe când acolo ar fi între ei, între aceia care au bine meritat și de care bine merităm cu toții. Eu vă mulțumesc foarte mult și alături de amintirile acestui bucă de flori și portretului de acolo, mă gândesc și eu ca toată lumea, odinească Dumnezeu în pace și să-și aibă liniștea Lui pe care să o așeze, de fapt, în sufletele noastre. Da, să vă odinească Dumnezeu și să ne împăcăm și noi cu prezența și absența Lui, cu plecarea Lui. Întâlnirea de astăzi ia sfârșit. Sunt câteva cărți în care Gelu este foarte prezent, poate doriți să le achiziționați. Și cred că, de fapt, acest moment de rememorare a prezenței lui Gelu în lumea artei și în Lugoj va fi un început al unor rememorări, a unor rediscutări a acestei mari valori care ne pune pe harta europeană. Va fi depus, va fi depus la...